Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Vorbim astăzi, așa cum vedeți și titlul, de performanțe la Liceul Roșia Jiu. E vorba de unul dintre cele mai tinere licee din județ, după cum o să vedem. Suntem împreună cu doamna Liliana Bugă, directorul acestei instituții, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit și fiind în zi de sărbătoare, vă spun Hristos a înviat și la mulți ani tuturor persoanelor, dragi dumneavoastră, telespectatorilor care vă urmăresc, persoanelor care poartă numele de Gheorghe, Gheorghița și așa mai departe, toate derivatele. Adevărat înviat, mulțumim de urări și în numele telespectatorilor. Începem cu, dacă să spunem, cu câteva luni în urmă eram oaspeții liceului dumneavoastră, iată că acum ați venit dumneavoastră la noi. Și profităm de situație să vă supunem un tir de întrebări, pentru că, așa cum spuneam și atunci, sunteți un liceu atipic, dar poate din această perspectivă unul cu reușite. Aveți două constante, două performanțe până la urmă în epoca asta, și anume, sunteți liceul care aveți peste 90% dintre elevi, deși sunteți în rural, aveți din mediul urban. Cum se explică acest lucru? Da, este adevărat. Suntem liceu în mediul rural și instruim elevi din mediul urban. Asta înseamnă că suntem o școală bună, elevii ne caută și vin în unitatea noastră școlară ne ținând cont de faptul că e mediul rural. Și ne bucurăm și îi așteptăm cu toată căldura pe tot parcursul existenței noastre, pentru că fără ei nu am existat. Da, subliniem acest lucru că sunteți totuși la concurență pe raza orașul Rovinar, e vorba cu celălalt liceu din Rovinar și cu toate acestea, iată că în fiecare an luați mai mulți elevi din zona respectivă, nu neapărat din elevii... Rovinar. De la an la an. Iar cu liceul de la Rovinar suntem în relații foarte bune, nu suntem concurenți, suntem prieteni și ne împărtășim ideile așa de promovare a imaginii școlii și merg elevi și la dumnealor și la noi așa încât toată lumea să fie mulțumită. Da, păi dacă spuneam de primul fapt că aveți peste 90% dintre elevi din mediul urban, al doilea, să spunem așa, lucru l-ați amintit și dumneavoastră, e faptul că creșteți de la an la an. Deci vă păstrați ritmul de creștere, ceea ce nu prea pot să mai spună decât eventual colegiile naționale din Gorj, în niciun caz celelalte licee. Cum se explică și acest fapt, care probabil se leagă de prima faptul întrebare. E unul din cele mai tinere licee, așa cum și ați pornit de jos, cum am pornit de jos, ce-i drept. Avem și un colectiv de cadre tânăr, cu dorință de muncă, cu deschidere către elevi, îi așteaptă cu căldură, copiii simt și copiii și părinții și pentru asta vin acolo unde să simt bine. Acestea fiind zise, vorbeați de o istorie, iată, de 14 ani, cam așa, dacă e anul 2000, anul de înființare. Ce a însemnat acest liceu, această creștere, această evoluție în ultimii 14 ani? De la ce ați pornit și unde ați ajuns? Să ducem și la baza materială, că până la urmă poate o să rugăm colegii să ne dea și câteva imagini, pentru că avem niște slide-uri. Da, arată destul de bine școala și o să aflăm pe parcursul acestei emisiuni probabil că mai sunt și alte lucruri de pus la punct în viitor, adică aveți niște proiecte care se vor transforma în realitate într-un orizont de timp foarte, foarte scurt. Da, așa cum am mai spus, da, avem deja slide-urile datorită dorinței unei persoane care astăzi conduce tot învățământul gorjean, dorința de a transforma școala în care a învățat dumnealui clasele 1-8 într-un liceu. Pe care, da, și apoi a și condus-o ca director. Pe care l-a și condus și s-a și preocupat pentru a-l dota așa cum arată astăzi și noi am moștenit baza materială respectivă și continuăm să o perfecționăm așa cu... Probabil și cu sprijinul dânsului, dacă e. Sprijinul dânsului, sigur că da. Și avem... cu sprijinul comunității locale. Cu siguranță, da. Pentru că nu s-ar putea face dacă nu ar fi și sprijinul comunității locale, ar fi destul de dificil, mai ales în mediul rural. Avem o imagine de pe baza sportivă, ați avut două laboratoare iată, sălile de clasă, foarte moderne.
moderne, spunem noi, suntem modești, căutăm să le îmbunătățim de la an la an și să le și întreținem totodată. Încercăm să insuflăm și copiilor faptul că acolo e proprietatea lor și să o păstreze ca pentru ei. Da, iată aici cei, parcul de joacă. Cei mici probabil îl folosesc. Cei mici, sigur că da, pentru că avem și clasă pregătitoare, avem și învățământ preprimar și au nevoie de spațiu de joacă. Deci, practic, de la grădiniță până de la clasa 12. Până la clasa 12, sigur că noi ne creștem copiii, îi luăm de la părinți de la 2-3 ani și îi instruim până la terminarea liceului. Și suntem foarte mândri atunci când vin foști elevi și ne mulțumesc pentru efortul pe care l-am depus și pentru deschiderea care am avut-o pentru ei. Avem copii studenți în diferite centre universitare și chiar vin cu plăcere. Nu mă gândeam că vor fi așa legați de noi totuși. Credeam, termină copilul școala și pleacă cu regretul că am terminat în mediu rural. Dimpotrivă. Vin și spun, o să vedeți și în materialele pe care o să le prezentăm, sunt cei mai frumoși ani pe care i-am petrecut până acum, anii de liceu. Și anii de liceu, evident, la liceul Roșia Jil. Da, aveți aici, să zicem, o vitrină cu trofee. Avem o vitrină, da, cu trofeele noastre, cu trofee cu care ne mândrim. Pot crește ca număr, întotdeauna e loc de mai bine, dar faptul că există la momentul ăsta e mândria noastră și munca noastră și sprijinul pe care îl avem din partea colegilor, din partea copiilor, din partea părinților, adică trebuie o unitate între toți factorii care intervin. Și noi funcționează. Vorbeam de faptul că aveți, și spuneam și când data trecută când am fost în vizită la dumneavoastră, vedeam foarte multe activități extrașcolare, deci copiii sunt ocupați permanent cu diverse activități și asta înseamnă foarte mult că le ocupați timpul și într-un mod util pentru ei. Și implicăm. Toate activitățile care sunt extrașcolare sunt făcute de comun acord cu ei. Atunci când îl întreb pe copil ce ai vrea să facem, ați vrea asta, ați vrea asta, supunem la vot activitățile care urmează a se desfășura. Și faptul că sunt întrebați, le strânește interesul și le dau un rol anume, adică nu sunt de neglijat eu ca și elev. Ține cont profesorul de ce părere am eu. Și dacă nu prea e bună, să zic așa, profesorul coordonator nu încearcă să spună, nu ai gândit bine, să-i taie... eu știu, elanul copilului, spune da, e bună ideea ta, dar am mai putea adăuga diverse lucruri. Acesta este un lucru foarte bun și drept dovadă se văd rezultatele. Avem participări la concursuri la faza județeană cu diferite teme, non-violență, colinde, la toate solicitările factorilor județeni, să spun așa, noi am răspuns. Și am răspuns într-un mod frumos, plăcut. Avem și un simpozion național unde și colegi de la școala dumneavoastră au participat. Am avut onoarea să-l avem pe domnul inspector general, profesor Ișvan Ion. Se vede într-o fotografie acolo cu copiii care au participat în direct așa la desfășurarea activităților și chiar a fost surprins plăcut că elevii poartă un costum național, îl poartă cu mândrie, știu să se manifeste într-o astfel de activitate. Nu, din ce se poate vedea și pe aceste imagini, foarte multe activități pe diverse proiecte, diverse sărbători, din ce am văzut noi. Aici avem o firmă de exercițiu, la clasa 11, fiind profil servicii, copiii, alături de doamna profesoară Geamănu Simona, au înființat o firmă de exercițiu cu cod fiscal, cu tot ce trebuie și ei confecționează papiben, se cheamă, confecționează papioane și le și comercializează. Banii pe care îi strâng îi folosesc pentru a confecționa alte produse mai frumoase și sunt mândri de munca lor și o execută așa, cu mare plăcere. Și caută să-și perfecționeze ceea ce lucrează cu mânuțele lor. E foarte important ca din mâna elevului să iese ceva. Da, asta e mare lucru. De fapt, aveți și o deviză interesantă a liceului, să spunem așa, dăm start carierei tale. Și de fapt asta și înseamnă. Deci
pașii, primii pași în carieră, copiii fac la dumneavoastră la liceu, deci pentru cei care sunt elevii dumneavoastră, aici se formează pentru, și faptul e și normal, atât timp cât l-ați luat la 2-3 ani și îl duceți până la, cel puțin la majorat, dacă mai, că între timp am văzut că aveți o ofertă și mai bogată, am văzut și o clasă de profesională care va fi de anul acesta. Deci sunt destul de multe lucruri. Dar haideți să le luăm așa, puțin mai organizat. Haideți să vorbim puțin de oferta școlară, pentru că, iată, mai sunt câteva luni și copiii își vor face o opțiune pentru un liceu sau altul. Așa că profităm de faptul că sunteți în emisiunea asta să vă întrebăm despre acest lucru, despre oferta dumneavoastră școlară și cei care se uită la noi să-și dea seama să poată compara cu alte licee, de exemplu, oferta pe care o aveți. Da, începând cu toamna anului școlar 2014-2015, aveam aprobat planul de școlarizare pentru liceu la clasa 9-a zi, o clasă de elevi cu profil servicii, ca și specializare tehnician în administrație. La clasa 9-a seral, tot o clasă, dar aici profilul este tehnician ecolog. De asemenea, clasa 11-a seral, profil servicii, tot tehnician în administrație și, așa cum ați spus și dumneavoastră, o clasă de a noua, de profesională, profil comerciant vânzător, pentru că școala noastră are două domenii de bază, să spunem așa, protecția mediului și servicii. Și atunci de aceea apar și aceste specializări. Specializări care, să știți, au adus mulți elevi. De aceea avem și număr mare de copii, pentru că în zonă nu există profil. Și neexistând, vin la școala noastră. Da, și automat răspundeți cumva cerințelor din zonă. Da. Am o întrebare legată de învățământul seral. Știm ce probleme sunt la nivel județean, inclusiv inspectorul școlar general e în război cu cei care nu-și prea fac orele respective și profilele respective funcționează cum funcționează la alte școli. Cum e la dumneavoastră? Că văd că le mențineți în ofertă. Unii au renunțat la ele, alții au o problemă pentru că tocmai că copiii respectiv sau oamenii respectiv nu urmează cursurile cum ar trebui. La dumneavoastră văd că rămân în oferta școlară. Rămân în oferta școlară și lupt pentru acest lucru, pentru că e foarte important să aduci și părintele la școală. Să vadă părintele ce face profesorul cu el și își dă seama ce face și cu copilul lui. Să știți că avem părinți, elevi și copiii dumnealor, elevi, tot la, în cadrul. Deci, practic, aveți toată familia. Avem toată familia. Învață și la... O să vă surprindă faptul, dar răspund foarte frumos la solicitările la activități extrașcolare. De aceea vă spun că e o surprindere, da. Dacă în alte unități școlare elevii, să zic așa, la seral, nu știu, spun din auzite, nu știu cu certitudine, nu frecventează parte din ei cursurile școlare, la noi vin și la activități extrașcolare. Așa cum există la clasa 11-a zi această firmă de exercițiu, așa există și la clasa 13-a seral. Firma de exercițiu, sub bagheta doamnei profesoară Săvulescu Minodora, dumneavoastră îi coordonează și chiar a și avut inspecția de grad pe care a susținut-o la clasa, la respectiva clasă și profesorul metodist a fost profund impresionat de participarea la lecție a acestor elevi de seral. Da, mare, mare lucru în acest lucru. Trebuie să spunem încă o dată că ne și apelează pe acest număr și nu e în regulă. Deci este doar pentru SMS-uri, scrie acolo pe ecran. O să vă citesc câteva dintre mesaje, deci chiar au venit. Unul dintre ele e cineva, să spunem așa, de... Cred că a și fost invitata mea până la post de televiziune într-o emisiune mai cu acum câțiva ani. Mesajul spune așa: Hristos a înviat, sunt Adriana Brănescu, am fost elevă, pot spune că am fost chiar crescută acolo de la grădinița până la clasa 8-a și sunt mândră că am avut o profesoară pe doamna Bugă și tot colectivul profesoral și mă bucur să văd că acest loc drag mie este într-o dezvoltare continuă. Da, o salut pe această cale pe Adriana Brănescu, da, este unul din elevii cu care ne mândrim. Da, i-a urmat după aceea liceul economic, a participat la toate telebacurile unde a luat premii, tot ce a fost premiu posibil, e studentă la Timișoara,
Da. O salutăm și dorim succes. Și iată, înseamnă că ea ne vede pe internet de acolo, da. Probabil, dacă nu fie acasă cu e ocazia să sărbătorilor. Acasă, da. Sunt o familie și salut și familia, pentru că o familie deosebită, cu un copil deosebit, evident. Cineva ne mulțumește pentru surpriza cu Liceul Roșia Jiu la televizor. Nu spune cine este. Și da, și cineva ne vă felicită pentru ce ați realizat la liceul pe care îl conduceți. Mulțumesc. Deocamdată acestea sunt mesajele. Așteptăm și altele sau și întrebări pentru invitata noastră, să profităm de situație, da. că sunteți aici. Vorbeam despre faptul că, iată, aveți generații de elevi, chiar din aceeași familie, mai mulți membri, ceea ce e foarte, a zice eu că e foarte important. Pe de altă parte, răspundeți unui necesar, mă refer la profilul de servicii acum, extrem de căutat. Economia de piață presupune ca să ai oameni calificați pe aceste lucruri. Și în general, apropo, cu săptămâni în urmă l-aveam invitat pe directorul de la AJFM Gorj, domnul Romeo Chiriac, și care spunea că în alte zone, tot, deci Turceniu, de exemplu, Țicleniu, cer cursuri de la AJFM pe servicii, pe aceste, inclusiv pentru acest vânzător de magazin, da. Sau cum e normal, comerciant vânzător. Da, profilul exact. Iată că dumneavoastră răspunde, sau de asta l-a cerut Rovinariu, pentru că răspundeți dumneavoastră la aceste cerințe. Noi am făcut un sondaj de opinie, așa, printre elevii din clasei a 8-a și nu numai, colegii mei, împreună cu un grup de elevi, au mers la școlile din jur, au promovat imaginea școlii cu materialele care le-au avut în dotare, pentru care s-au aplicat să le facă cu drag și au depus acolo timp și suflet, și au văzut că solicitările sunt pentru acest profil. Și atunci, de comun acord, am solicitat comerciant vânzător. Da, și iată că... Având, da, din specializările care le aveam noi, că așa ar mai fi fost, dar posibilitatea să solicităm și alte specializări, dar nu eram acreditați pentru acest lucru. Probabil pe parcurs, dacă vom crește așa. Deci vreți, e clar că vreți să vă mențineți ritmul de creștere și în anii următori. Categoric, da. Da, asta e foarte important. Mergem, deci dumneavoastră ca și proiect, și spuneți pe unul din pliante că doriți să furnizați forță de muncă calificată pentru zona Rovinari și un proces de instruire și educație de calitate cu șanse egale pentru toți elevii. E normal și însă la dumneavoastră elevi nu sunt numai de la Rovinar, de exemplu, sau numai din Fărcășești. Sunt și din alte zone, inclusiv de la Bâlteni, am înțeles că ajung la dumneavoastră. De la Bâlteni, de la Negomir, și de la Turceni am avut, să știți. Deci, iată, foarte important, pentru că iată, de la Turceni să vii încoace când ai, să spunem, și alte variante. Asta înseamnă căutau să vină la liceu. Da, și de la Bâlteni la fel. Cu tot respectul pentru Liceul Tehnologic Bâlteni, dar ne-au venit elevi. Da, și e important că atrageți astfel elevii. Acum însă, apropo, vorbeam și de o imagine pe care o aveți. Liceul pe care îl conduceți a crescut constant și ca imagine în ultimii ani. Se aude tot mai des, da, diverse concursuri la nivel județean, pe diverse proiecte, chiar în media, se aude de liceul dumneavoastră. Care este secretul și, să spunem așa, despre ce se aude până la urmă? Bine, e clar că nu despre lucrurile negative și asta e foarte important. Da, e important. Cum spuneți dumneavoastră, că nu lucrurile negative sunt scoase în evidență, nu prea există, probabil. Sau nu le poate căutăm. Mai bine, da. Da? Lucrurile pozitive spre bucuria noastră apar și e vorba de concursurile organizate de CJRAE, unde elevii noștri au obținut locul 2, concursurile de colinde, așa cum am spus, concursuri chiar științifice, la limba și literatura română avem copil cu punctaj de 76 de puncte, asta nu e nimic, pentru că nivelul e altul, noi recunoaștem și realitatea din teritoriul nostru, să spunem așa, dar vedem că facem față atunci când aducem copiii să se întreacă cu ceilalți care... Unde competiția e la un alt nivel? Păi e și pe undeva normal să nu la ține. Una e să vină un colegiu național unde vin copiii selecționați și se bat, și alta e oferta din zonă, în care sunt și copii buni, dar sunt și copii mai puțin apți să facă performanță, să spunem așa. Dar performanța școlii este aceea de a-l aduce și pe acel copil acolo unde să promoveze
știm nivelurile de învățământ. Suntem profesori ciclul, și da. Știm, e mult mai ușor să lucrezi cu un elev bun, un elev care și acasă are cine să-l coordoneze, are cine să-i arate ceva ce are de neînțeles. Și alta e să lucrezi cu un copil care, eu știu, te ascultă doar pe tine. Da, mai e mare, e mare. Și să faci performanță cu acel copil. Vorbim despre despre liceul de la Roșia, spuneam, un liceu care în ultimii ani are, să spunem așa, o expansiune și în domeniul imaginii. Sunt, cum spuneam, și rezultate, se văd aceste lucruri cu ochiul liber, după cum la fel de bine se vede și imaginea școlii cu, până la urmă, partea materială cu dotările. Îmi spuneați mai devreme că aveți vești bune din această perspectivă, chiar pe distanță scurtă de timp, dar și proiecte mai de viitor, sperați pentru următorii ani. Despre ce ar fi vorba? Da, așa cum v-am arătat când ați venit dumneavoastră în vizită, era doar un proiect început pentru laboratorul de chimie fizică. Acum, dacă veniți, o să vedeți că a crescut acel laborator. Urmează doar partea de dotare, dar clădirea este realizată. De asemenea, prin hotărârea Consiliului Local s-a aprobat construirea unei clase pregătitoare și a unei grădinițe, tot în curtea liceului nostru, și încă o sală de clasă. Acum, până în toamnă, probabil ne vom muta în casă nouă, cei mici, clasa pregătitoare și grădinița, urmând ca sălile de clasă să fie efectuate ulterior, că nu există timp fizic pentru a duce la bun sfârșit proiectul care... Da, dar pentru investiții trebuie și voință, trebuie și bani. Și se pare că le-ați găsit există, pe ambele, dacă există, să puteți, da, să faceți... Există și mulțumim pe această cale primăriei Forcășești, în special domnului primar Bălu și domnului viceprimar Mihai, care e alături de noi de fiecare faptul că vin, vă spuneam cum, primăriile edilii vin alături de școală și înțeleg necesitatea ca aceste școli să fie și bine întreținute și bine dotate, este mare lucru și până la urmă ajută comunitatea din zona respectivă pe care o păstorez dumnealor. Dar pentru că vorbeam ca să aveți partea materială, sunt și rezultate, unele dintre rezultate însă contează mai mult decât altele și mă refer aici rezultatele la examenele naționale, evaluare națională, fosta capacitate, bacalaureat, dar iată, au fost de curând și simulări, că ați trecut prin două simulări, că a trebuit să aveți și la generală și la liceu și la bacalaureat. Da, categoric. Așa cum a fost la nivel național, la simulările de la limba și literatura română, rezultatele au fost mai bune. La matematică mai puțin bune, dar ne-am situat acolo, în partea noastră. Adică nu am fost cu rezultate nici foarte bune, nici foarte slabe. Undeva la mijloc, așa, unde e locul nostru la momentul acesta. Sperăm că pe parcurs vom crește așa și ierarhic, din punct de vedere al rezultatelor. În privința rezultatelor la bacalaureatul de anul trecut, care au fost procentul de promovabilitate? Ne-am bucurat de un procent bun, a fost 56%. Deci mult peste cel județean, mă refer pentru domeniul tehnologic, unde vă încadrați dumneavoastră. Da, este o clasă foarte bună, la acest profilul servicii, aduce copii cu rezultate bune în clasele 1-8. Și rezultatele se văd obligatoriu și atunci când termină clasa 12-a. Cer prea mult atunci când lași un copil cu nota 3-4 să intre în clasa 9-a la liceu și să ai pretenție să te ia bacalaureatul, e mult prea mult. Probabil de aceea și apariția acestor școli profesionale e un punct foarte important pentru învățământul de azi și de mâine. Da, s-a observat și în Occident, apropo că poate ne spuneți ceva, veniți dintr-o vizită de formare și în același timp ați avut legături cu altele pe proiectele Leonardo, să vorbim despre proiectele la dumneavoastră la liceu. Cei din vest au o mare atenție învățământului tehnologic. Numai noi, pentru noi e ceva, nu neapărat negativ, dar oricum o desconsiderare a învățământului tehnologic, a învățământului profesional. Pe la alții nu e așa. E adevărat. Am văzut școli dotate, așa cum erau școlile noastre altă dată.
Am văzut elevi care lucrau în atelierele școală ca și într-o fabrică. Adică respectivul elev iese cu abilitățile toate dezvoltate, formate și știe exact dacă îi place sau nu îi place. Pentru că el lucrează efectiv. Mai puțin se pune accent pe partea teoretică, așa cum e firesc, și mai mult pe partea practică. Și am vizitat doar licee tehnologice pentru că am mers director din mediul rural de la licee tehnologice și era firesc să vedem astfel de unități școlare. Și am rămas plăcut impresionată și mi-am revăzut anii de școală. Cândva deci pe la alții se poate. Pe la alții, da. La noi nu s-a putut, adică am reușit să distrugem și ce aveam, practic. Da. S-a pierdut o bază materială destul păcate, de importantă. Din păcate, sau ea e depășită, uzată din punct de vedere moral și fizic până la urmă, deci nu se mai pune problema ca ea să fie folosită tot aceeași bază. Dar în același timp, cred că dacă s-ar investi în aceste ateliere școală până la urmă... Eu sunt absolut convinsă că se va investi în aceste ateliere școală pentru că nu e posibil ca un elev care termină clasa 12 să nu știe să bată un cui, să strângă un șurub, dacă termină un profil mecanic, să, despre exemplu, sau, eu știu, orice altceva. Termină un liceu tehnologic și tu nu știi decât partea teoretică. Bine, dacă ne luăm, dacă ne luăm după ce prevăie de curriculum și toate celelalte, ar trebui să facă acea practică într-o unitate economică, dar pe care nu o prea găsim. Pe care nu o prea găsim sau care există, te dă la o parte pentru că îi încurci. Da, și dacă, apropo de învățământul din vest, învățământul tehnologic, firmele care primesc elevi spre instruire, unde se face practica, sunt chiar ajutate, sunt plătite sau scutite de la impozite sau ceva, la noi, practic, n-are niciun avantaj firma respectivă să te primească, decât, apropo de că încurcăm, deci elevii iar încurca în activitate, mai e și problema cealaltă că îți trebuie explica cineva de la o firmă de mobilă de aici din Târgu Jiu, domne, nu pot să primesc copii, aș dori, dar la cât îmi trebuie pe protecția muncii și celelalte și ăsta cu roaba la acte, nu are rost, adică ar trebui să de un om, doi să umble doar cu chestia asta și a zis că nu îmi permit la 10-15 angajați pe care i-am eu să fac o chestie asta. Sigur, și este mare, o mare problemă. Un dezavantaj pentru noi și eu nu înțeleg de ce ne încurcăm așa în aceste documente pe care trebuie să le facem, care nu folosesc la nimic, exact ca și în cazul plecării cu copiii în excursie. Ați văzut câte prevede legea să ai, inclusiv cadrul medical. Toată lumea e dezarmată. Nimeni nu mai vrea să facă excursie cu copilul din acest punct de vedere. E prea multă hârțogărie, să spunem pe românește. Și nu ajută la nimic. Nu, dar e și costisitoare și până la urmă. Totodată. Și responsabilitatea prea mare. Eu știu... Toate se lasă pe umerii profesorului și atunci, sau a acestui agent economic, dacă ar primi elevi în practică și a școlii totodată, că trebuie să-i asiguri transportul până la agentul economic respectiv. Și, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, tu ești vinovat. Da, și avem momente de genul, cum am văzut, cred că la Baia Mare sau în orice caz, într-un oraș prin Ardeal, în care i-a dus cu camionul pe copii să planteze nu știu ce pomi, dar într-o benă deschisă s-a făcut un întreg scandal la nivel național. Scandalul era normal să fie, pentru că copiii aceia erau neprotejați, dar sunteți... poate o generație care am prins și practica aceea și ajungeam tot cam în situația aceea. Nu înseamnă că e una bună, dar până la urmă, în lipsă de altceva... Sigur, noi mai catolici decât papa în unele chestii și, apropo că vorbeați de excursii, acea săptămână altfel a fost cumva școala altfel sacrificată din acest punct de vedere. Copiii și cei din Gorjul a fost afectat foarte... în top, alături de Galați, care acolo măcar toți profesorii au spus nu și n-au mai făcut niciun fel de deplasare. Și la noi au fost foarte mulți care n-au mai participat la aceste activități, adică n-au plecat din școală, tocmai din acel... Da, sigur. Și apropo de costisitori, pentru că mi-explicau mie și chiar și părinții, domnule, dar cine vă plătește acele acorduri de câte 3 pagini fiecare? Cum facem cu medicul? Cum facem cu toate celelalte? Deci foarte multe hârtii care cer timp și cer inclusiv financiar, că tot nu putem... Nu există în școli, poate, bani de cretă și trebuie să mai facem, nu știu, ca să luăm și acestea, dar... Da, cu toate acestea, noștri copii au fost. Ne-au pus la dispoziție primăria un microbus și au mers în zona
Novaci, Baia de Fier, Polovragi. Am făcut documentele, de fapt a făcut doamna care a rămas în locul meu, pentru că eu am fost plecată în mobilitate, e vorba de doamna Irina Bobei, care a îndeplinit sarcini așa cu succes pe perioada plecării mele și copiii au fost foarte, eu știu, mulțumiți așa, pentru că au văzut lucruri poate că nevăzute până atunci și doar știute așa, din poveștile mamei despre Maria Lătărețu, de exemplu, despre peștera de la Polovraj, din lecțiile de la diriginție, eu știu ce temă, despre lucrurile din județul nostru și așa mai departe. Deci nu au văzut cu ochiul liber așa toate aceste frumuseți de care... Da, spre... și noi am depășit cumva, mă refer la școlile din subordinea mea, dar a fost, unii chiar au fost blocați de chestia asta, sigur, și sigur, mai ales pentru faptul că veneau de la distanță de Târgu Jiu către, și au rămas o nemulțumire, apropo, revin asupra ei, a scris-o și săptămânalul Vertical, destul de costisitoare biletele la teatru, de exemplu, anul acesta, 15 lei, dacă mai cum veneau și de la dumneavoastră sau în orice caz de la distanță mare de Târgu Jiu, dacă mai plăteau și transportul și ăsta, era deja de o piesă de teatru, ajungea la o sumă destul de mare. Aici cred că autoritățile ar trebui să se gândească la o variantă mai redusă, mai ales dacă sunt subvenționate, instituțiile respective sunt subvenționate la buget. Adică dacă școlile tot fac muncă patriotică și fără bani pentru comunități cu diverse lucruri, bănuiesc că și celelalte instituții ar trebui să facă la corect, fel. Corect, așa este. Și dacă reduci din biletul de intrare, poate că data viitoare vin dublu față de ce... Aici e problema. Ne întoarcem la problema noastră, la oile noastre și vorbim, am amintit puțin mai devreme despre proiectele pe care le are liceul dumneavoastră, inclusiv Leonardo da Vinci, și în general se aude despre faptul că participați la diverse, deja sunt schimburi de experiență, proiecte Leonardo, probabil vor urma și altele în anii următori, având în vedere că aveți o echipă tânără și de obicei un tineret se implică foarte mult și în partea aceasta de proiecte. Da. Au fost și mobilități individuale, au plecat colegii mei, e vorba de domnișoara profesoară de engleză, a mers la Londra, domnul profesor de informatică, dar v-am spus, pe individual. Cert e că ne-au împărtășit așa din experiența dumnealor de acolo și ne-au deschis orizontul și celorlalți care am rămas, așa încât am mers și noi atunci când ni s-a oferit ocazia. Avem un proiect previns care tocmai s-a încheiat pentru elevii de clasa 4 și a 5, ai trecerea de la ciclu primar la ciclu gimnazial. Am fost, așa cum v-am spus, în acest proiect Leonardo da Vinci, în mobilitate, împreună cu colegii de la alte licee tehnologice din mediul rural și cu domnii inspectori de la Inspectoratul Școlar Județean. Pe site-ul inspectoratului sunt diferite imagini din activitățile pe care le-am desfășurat noi acolo. A fost o acțiune, din punctul meu de vedere, cu succes, să spun. Am avut de învățat multe, am fost plăcut, impresionată de faptul că oficialității din Granada, care este capitala Andaluziei, au venit și au stat de vorbă cu noi și ne-au împărtășit din experiența dumnealor, din eu știu, modul de promovare al profesorului în școala spaniolă și la rândul nostru am spus și noi despre ce se întâmplă cu profesorul în România. Un lucru frumos. Care ar fi diferențele, să spunem, la nivelul care se vede, diferențele mari între învățământul tehnologic spaniol și cel românesc, de exemplu? Cea mai mare diferență e această parte practică. Pregătirea practică a elevului. Aici e diferența cea mai mare. În rest, și profesorul din Spania și profesorul din România pune pe tablă, pe tavă, tot ce are. Am participat la desfășurarea orelor efectiv și am văzut că ceea ce face profesorul în Spania poate face mai bine profesorul din România. Foarte important. Foarte important. Deci foarte important. Chiar am discutat cu colegii mei și am spus, uite, toată lumea pleacă cu imaginea greșită, că în alte țări se lucrează, se face, nu este tocmai așa cum se pare, cum ar părea.
Bine, din ce se mai spune, învățământul occidental, în general, nu mă refer neapărat la cel tehnologic, pune mult accent pe formativ, ceea ce ar trebui să fie și la noi. Da, dar deocamdată noi mergem în continuare pe un... Stai punctul nostru slab. Da, mergem cu prea mult, cu un volum foarte mare de informații, de multe ori însă nu atât de eficient sau nu atât de eficient la generațiile actuale. Poate prindea în urmă cu 20-30 de ani, pentru că... Știți, în primele testări de tip PISA de la noi am ieșit bine. După aceea am început să o luăm la vale și să ajungem acum pe undeva 40 și ceva din 65, destul de slab, dacă am fi. Și probabil după testările de anul acesta e posibil să mai coborâm. Apropo de evaluările de clasa a doua, a patra și a șasea și având în vedere că sunteți, practic dumneavoastră, aveți evaluări din 2 în 2 ani de la a doua până la a 12-a bacalaureatul, ce ne puteți spune despre organizarea acestor ora la dumneavoastră la școală? Așa cum ați văzut, am primit noile directive pentru organizarea acestor evaluări la clasele 2, 4, 6. Din punctul meu de vedere, consider că e calul pus în fața căruței. Și motivez de ce. Nu am lucrat cu copiii niciodată după acest model. În schimb, îi evaluăm după acest model. Ce rezultate așteptăm? Știți, asta e problema, că așteptăm, deci noi vom intra pe tipul ăla de programă din 2015. Deci, normal, prima generație, clasa a doua, am intrat pe ei, ar trebui evaluați în 2016, probabil, sau 2017. Dar noi dăm testele din 2014. Da, numai la noi se poate asemenea. Tocmai asta e problema mea, dar așa cum ne-am obișnuit deja cu aceste neconcordanțe, mergem mai departe, le organizăm, le desfășurăm. Și vedem, probabil, iarăși rezultate slabe și iar opinia cetățeanului va fi aceea că profesorul nu-și face treaba la clasă. Lucru greșit. Bine, pe de altă parte, știți că copiii din România se descurcă și probabil faptul că vor da cu capul de pragul de sus îi va face să se trezească puțin mai mult decât altă dată. Adică și părinții și elevii vor intra cumva în febra acestor evaluări, pentru că acum e o situație la care foarte mulți părinți o reproșează învățământului primar de la noi, și anume faptul că avem foarte mulți premianți, acele calificative care nu fac o diferențiere între elevi, la sfârșitul clasei a patra, să spunem, trei sferturi dintr-o clasă sunt premianți într-un fel sau altul, iar când ajung în clasa a cincea și se lucrează pe note, pe medii, deja procentul s-a redus simțitor. Nu știu dacă e aceea situație și la dumneavoastră, dar în general se întâlnește cam tot județul. În aceste condiții, poate că aceste evaluări au și ele rolul de a mai regla cumva lucrurile din sistemul educațional. Părintele să vadă exact valoarea copilului și să nu... Bine, nu cu programă diferită de față de ce dai la examen, da? Asta e altă sigur treabă. Probabil la... Acum e un început. Și faptul că nu se trec în catalog e pe undeva e un prim pas. Probabil că la anul rezultatele vor fi mai bune. Nu știu, vorbesc. E posibil să fie și acum foarte bune. Poate că așa suntem noi obișnuiți, să punem rău în fața binelui, dar trebuie să fim optimiști și să desfășurăm aceste evaluări. Da, și faptul că totuși exact și metodologiei. Sunteți, cu sunteți la dumneavoastră, chiar aveți a doua, a patra, a șasea, a opta, a 12-a în aceeași unitate de învățământ. Și dacă ne gândim că simulările au fost și la clasa 11-a, de exemplu, nu mai vorbesc de clasa 8-a și de a 12-a, asta înseamnă că ați trecut și treceți permanent prin, veți trece prin evaluări. Veți fi permanent în examene. În priză, sigur că da. Ce sperați acum la examenele naționale și mă refer că au legătură directă și cu ce urmează în viitor? Ne-a spus oferta școlară, dar în același timp, apropo de după clasa 8-a în general, care e situația cu elevii? Rămân toți în școală? Rămân o mare parte în școală? Sau, deci aveți o schimbare de generație de la 8-a la 9-a? Sau sunt tot aceiași elevi care merg, cum spuneam, de la grădiniță și până la clasa 12-a? Cum e la dumneavoastră? Să vă dau așa un exemplu cald. Clasa 9-a de acum, a 8-a de anul trecut, 95% din absolvenții clasei 8-a sunt la noi în școală. Doar 5% sunt plecați, au plecat pentru că au plecat părinții din zonă. Nu din alt motiv. Rămân la noi. Rămân în școală. Deci, ceea ce încă o dată cu subliniem... E foarte bine, da. Da, și asta înseamnă sunt că părinții sunt mulțumiți de ce se face la școală. Și părinții și copiii. În primul rând e copilul. Părintele nu poate să ducă cu forța dacă copilul nu vrea.
Da, depinde și de vârstă. Depinde și de vârstă, dar la 14 ani deja își aleg singurii. Copiii sunt... Cu siguranță. Așa, cu ideile lor și cu dorințele lor. La 14 ani nu mai putem să influențăm foarte mult. Vorbeați mai devreme și în contextul în care am și vorbit despre baza materială și de ajutorul care îl primiți de la primărie. Care este colaborarea pe care o aveți cu comunitatea locală? Ați vorbit deja că colaborați foarte bine cu primar, viceprimar care vă sprijină. Dar aici colaborarea cu comunitatea locală îmbracă două, să zicem așa, partea, relația cu primăria, consiliul local, care deja și partea cu părinții. Deci cu părinții elevilor. Până la urmă, din câte deducem noi, stați bine la ambele capitole. La ambele capitole stăm bine, e adevărat. Părinții ne privesc cu respect și e un mare lucru. Ca părintele să te respecte, că automat te va respecta și elevul. Și noi luptăm pentru acest lucru. Tratăm părinții cu mare interes, pentru că și noi suntem părinți la rândul nostru și știm ce înseamnă să întâlnești persoane care nu comunică, persoane care nu au timp de tine, și atunci îi respectăm prin simplu fapt că le ascultăm și binele și răul și încercăm pe cât posibil să fim pentru copiii dumnealor și profesor și părinte. Vă întreabă, apropo de mesaje, vă întreabă cineva Popescu, M. Popescu, nu știm dacă e bărbat sau femeie, dar nu contează. Cu ce medie s-a intrat la profilul dumneavoastră de servicii în anul trecut? Spune că are o elevă care studiază la o școală din Rovinari. Ultima medie a fost 5,60. Deci, e clar că trebuie să aibă măcar această medie ca să intre la... Ca să vină la școala noastră. Au mai venit, să știți, în semestrul al doilea, știți că la clasa noua nu pot veni prin transfer elevi decât după încheierea semestrului întâi. Și în vacanța dintre semestre chiar ne-au venit de la liceu de la Rovinari o elevă. Bineînțeles, s-a dat diferențe și este la noi în clasa noua acest profil servicii. Da. Mai spune cineva, sunteți un liceu demn de tot respectul. Ar trebui să vă gândiți și la alte profile de liceu. Mulțumim frumos, da, o să luăm în considerare ceea ce spuneți dumneavoastră și ne vom gândi. Spune cel care ne trimite. Da, păi da? Îi răspund dumnealui. Da, am înțeles. Da. Da. Și chiar îl așteptăm sau o așteptăm, nu știu cine este, să ne dea sugestii. Da, și mai spune cineva, liceul din Roșia nu cred că este un liceu. Nu știu ce vrea să spună. E părerea dumnealor, adică... Probabil ca dimensiuni sau eu știu. Da, cine știe. Bine, sunteți în continuare, cum spuneam, cel mai tânăr liceu din Gorj. Iar faptul că, iată, până la urmă și câteva mesaje cele care au venit la această emisiune arată că oamenii sunt interesați de subiect și de ce se întâmplă la liceul dumneavoastră. Și faptul că, printre altele, ați dat și un inspector general e și mai și mult. Un inspector de educație fizică? Da, chiar și un inspector de... muncă educativă, da, dacă ne gândim. Da, scurt timp. Da, dar asta din cazul dumneavoastră, chiar de domnia voastră este vorba, deci așa că nu e nicio problemă. Haideți să vorbim pe final încă o dată de oferta școlară, având în vedere că ne apropiem de finalul emisiunii. Care este, încă o dată să o repetăm pentru telespectatori, care este oferta școlară pentru anul școlar următor? Deci pentru anul școlar 2014-2015, la clasa a noua, profil servicii, tehnician în administrație o clasă, a noua profesională, profil servicii, dar comerciant vânzător, o clasă, și a noua seral, profil protecția mediului, tehnician ecolog. Deci, tot o clasă. Da, nouă nu ne rămâne decât să vă urăm succes în acțiunile următoare și ce urmează acum, examene naționale, admitere și toate cele. Și în același timp vă mai așteptăm în emisiunea noastră să ne mai spuneți ce se întâmplă pe acolo, pe la Roșia. Cu mare drag și nu aș vrea să rămân datoare persoane care a spus că liceul Roșia nu e un liceu, probabil n-a promovat.
E posibil și asta. Și din punctul acesta... Nu, era și un mesaj într-o, nu știu, probabil că ar fi explicat mai departe, poate o să intre mesajul până la final și să ne lămurim ce a vrut să, da, să spună. Da. Dar faptul că s-a uitat la noi și a urmărit emisiunea, da, e un lucru important. Da. Timpul acolo. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim de atenție. La revedere.